Întreabă telespectatoare, în lumina faptului că unele dificultăți apar în mod repetitiv, ce din noi activează, atrage, creează acele dificultăți? Da, dificultatea este o invitație la schimbare. Dificultatea este despre schimbare. Întotdeauna e despre schimbare. Într-un fel e o invitație la schimbare. Dar schimbarea aceasta e multidimensională. În partea aparentă, partea vizibilă inițială este schimbarea exterioară. De pildă, ți-ai pierdut slujba și trebuie să-ți cauți o altă. Sau ți-ai pierdut afacerea și trebuie să construiești o altă. Sau ți-ai pierdut partenera, trebuie să-ți construiești o viață fără. Sau partenerul. Sau un alt partener. Dar schimbarea nu se referă doar la partea exterioară. O altă afacere, o altă slujbă, un alt partener, o altă casă, o altă locuință, un alt oraș sau o altă țară. Schimbarea este necesară în momentul în care apare o dificultate, e mai profundă de atât și implică și partea noastră interioară. Dacă dificultățile se repetă în aproximativ același mod, în alt oraș, cu alt partener, la altă slujbă, dar în principal dificultatea e cam aceeași, suferința e cam aceeași, este clar că schimbarea care vine odată cu dificultatea nu a fost făcută și în interior, ci doar în exterior. Și atunci dificultățile continuă și anumite evenimente neplăcute, anumite dificultăți, sunt repetitive, asemănătoare, nu identice. Circumstanțele exterioare sunt diferite, noi le-am schimbat, dar suferința e aproximativ aceeași, chiar dacă sunt circumstanțe diferite. E nevoie de o abordare mai profundă în fața dificultății. Dificultatea este o invitație la schimbare, dar nu la o schimbare exterioară. La o schimbare interioară. Noi trebuie să descoperim că suntem mai buni, trebuie să descoperim că avem resurse, trebuie să descoperim că avem posibilitatea să acționăm mai bine, sau mai frumos, sau mai răbdător, sau mai tolerant, sau mai activ, sau mai creativ. Trebuie să descoperim și astfel aici apare cea mai mare oportunitate pe care o reprezintă dificultățile pentru om.